Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat ieri o acțiune socială de amploare în județele Dolj, Gorj și Mehedinți. Ajutați de Jandarmeria Română, voluntarii au mers în 8 localități și au oferit pachete cu alimente și produse de igienă persoanelor aflate în dificultate. Astăzi o colaborare cu Jandarmeria Română. Vedeți cât de important este ca două instituții și-au unit forțele și au venit în sprijinul acestor comunități vulnerabile. Să știți că este foarte important pentru că, vedeți, astăzi am reușit să mergem în trei județe din țară. Sprijinul Jandarmeriei Române este foarte important, a fost foarte important și în trecut, pentru că nu suntem la prima colaborare cu Jandarmeria Română. Este foarte important să ne sprijinim, este foarte important să fim solidari, pentru că împreună putem aduce mult mai multă bucurie, mult mai mult sprijin acestor familii greu încercate. Ne bucură faptul că am participat astăzi la această acțiune de suflet organizată de Patriarhia Română prin Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului în colaborare cu Jandarmeria Română, activitate care a constat în ajutorarea unor familii nevoiașe. Astfel de acțiuni le vom desfășura și în perioada următoare, în colaborare cu Patriarhia Română, pentru că noi punem un accent deosebit pe puterea exemplului în rândul comunității și, de ce nu, chiar și pe timpul misiunilor specifice, încercăm să fim un exemplu pentru comunitate. Inițiativa de a participa la această activitate de ajutorare a oamenilor cu nevoi speciale, pe care i-am întâlnit astăzi în periplul nostru împreună, ne-a bucurat pentru că ne-a dat prilejul să cunoaștem locuri, copii, părinți, bunici din satele gorjenești și nu numai, care au nevoie de sprijinul aproapelui. Aproapelui mă refer la dumneavoastră, de noi, de noi toți, de comunitate în general. Într-adevăr, considerăm benefică și oportună desfășurarea acestei campanii și acestei inițiative organizată de către Patriarhia Română prin Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, în colaborare cu Jandarmeria Română, prin care oameni de bine, și mă refer la faptul că am făcut bine astăzi, am putut să ne implicăm și să ajutăm aceste persoane de la sate. Jandarmeria Mehedinți a răspuns prezent invitații lansate de Patriarhia Română pentru a participa și sprijini o activitate umanitară în beneficiul unor persoane vulnerabile din județul Mehedinți. Suntem aproape de comunitate nu numai prin natura misiunilor specifice, dar și atunci când este nevoie să întindem o mână de ajutor. Iar bucuria sinceră din ochii oamenilor este cea mai mare răsplată a activității pe care am desfășurat-o astăzi. În această acțiune, persoanele vulnerabile au fost identificate cu ajutorul sectoarelor sociale ale eparhiilor din cele trei județe, în ale căror evidențe se află. Cât de important este să ne aplecăm atenția asupra satului românesc, care, din păcate, nu stă chiar foarte bine. Este un lucru de o mare importanță pentru că știm că anul trecut a fost și anul omagial al satului românesc. Satul trebuie pus în valoare din toate punctele de vedere, atât cultural cât și social. Vorbim de situația de acum, pentru că este locul în care s-a născut și pe care se sprijină civilizația noastră. Veșnicia s-a născut la sat și trebuie ca satul să dăinuie ca model de existență în viața noastră a tuturor românilor. Și de aceea orice ajutor, că este de natură materială, că este de natură spirituală sau de orice natură ar fi el, care ajută la promovarea satului românesc, la susținerea satului românesc, este binevenit întotdeauna. Până în prezent, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au vizitat 94 de localități din 16 județe ale țării, venind în sprijinul a peste 1900 de familii.